Joi, în Biserica Schimbarea la Față Govândar din Reșița a avut loc spectacolul În vremea aceea. Frescă muzicală compusă de preotul Ioan Popescu Runcu. Au interpretat coralele Armonia și Cuvânt Bun ale Arhiepiscopiei Tomisului. La concert a participat înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Teodosie și ierarhul locului preasfințitul părinte Episcop Lucian. În aceste cântări stau momentele răscumpărării noastre. Suntem noi înșine cuprinși în aceste cântări și trebuie să simțim că ascultându-le și înțelegându-le și purtând fioare în sufletele și în trupurile noastre, noi suntem părtași la patimile Domnului nostru Iisus Hristos. Ne-am înălțat duhovnicește în această seară și am meditat la scara duhovnicească la care se cuvine să medităm în această săptămână a patra din postul mare. Pentru că în duminica ce urmează îl vom prăznui cu toții pe Sfântul Ioan Scărarul, cel care a sintetizat învățătura ascetică din primele viacuri creștine. În prezent, Corala Armonia numără 20 de membri, abordând un repertoriu divers, piese religioase polifonice și monodice, folclor românesc, colinde tradiționale românești și străine, cât și piese din repertoriul clasic universal. Este vorba despre un oratoriu compus de preotul Ion Popescu Runcu în 9 acte care zugrăvesc moartea, patimile, moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest spectacol a avut loc la Deva, la invitația preasfințitului Gurie. Marți seară am concertat în Petroșani, iar aseară am fost la Turnul Severin, la invitația preasfințitului Nicodim. Iar mâine seară vom concerta la Târgu Jiu și sâmbătă la Râmnicu Vâlcea. Au participat preoți din Reșița și împrejurimi, oameni de cultură și foarte mulți credincioși.